On the opening day. Ziua deschiderii a fost într-adevăr plină de emoții. Am fost foarte impresionată și încântată de ceea ce fundația a fost în stare să facă în proiectul din Jacodu, deoarece noi am lansat proiectul acum 18 luni și am ajuns acum în punctul în care avem un centru de suport și un club al copiilor. Yeah, the children Jacodu really like coming up to the house. I'm very proud. Copiilor din Jacodu chiar le-a plăcut să vină în casă. Sunt foarte mândră de felul cum ei au arătat respect și de asemenea sunt mândră de cum ei s-au simțit bine și au râs. Văd schimbări mari la acești copii, nu doar cele vizibile, nu doar că sunt curați și au haine curate, dar ei sunt mult mai încrezători și mult mai respectoși. Adolescenții sunt cei care au dificultăți, deoarece atât au învățat ei. Au trebuit să supraviețuiască mai mulți ani și multe privințe sunt deteriorați mental. E mult mai greu pentru ei să se integreze în societatea din afara comunității decât pentru cei mai mici. Cei mici, acum, sunt luați să viziteze grădina zoologică, sunt luați în afara comunității pentru prima dată și învață să socializeze. În schimb, cei mari nu știu cum ar trebui să se comporte în afara comunităților. Ei știu doar cum să supraviețuiască. Ceea ce este interesant de văzut atunci când iei copiii la zoo este faptul că ei sunt copii total diferiți de cei pe care noi știm din Jacodu. Vezi o altă față a lor. Poți să vezi ce potențial au. Când sunt acasă la ei, sunt doar copii și adolescenți care doar supraviețuiesc. Dar când sunt luați de acolo, din comunitatea lor, la zoo, poți să vezi potențialul lor. Și ei devin ei înșiși. Și eu sunt foarte mândră de felul cum ei reușesc să socializeze în afara comunităților. Dacă mă uit la proiect acum și are numai 18 luni și la ceea ce am realizat cu suport intensiv, e incredibil să mă gândesc la ceea ce va fi în 5 sau 10 ani de acum încolo. Și cred că lucruri uimitoare vor avea loc. Și astea doar într-o mică comunitate de 13 familii. Și cum am spus, e foarte trist că alte 1000 de familii din comunități sărace din România nu pot avea aceleași oportunități ca și copiii de aici. Când te uiți la copiii aceia din Ormeniș, eu cred că sunt un bun exemplu al unei probleme foarte serioase pe care România o are cu familiile cu venituri foarte mici. Familii care trăiesc în mizerie și sărăcie. Vreau să spun, dacă iei ca un exemplu, ceea ce se va întâmpla e că acei copii o să crească mari și o să aibă proprii copii și o să crească în același fel. Și ciclul sărăciei și al mizeriei nu se va opri. Și asta nu poate fi bine pentru țară. Mă uimește că aceasta este ascunsă sub covor. Îmi amintesc cum erau copiii din Jacodu, sălbatici și goi și nerespectoși, deoarece ei nu știau alt mod de a fi. Și când mergi la alte comunități de familii sărace și vezi acei copii la fel cum au fost ai noștri din Jacodu, mă copleșește. E așa de trist, deoarece ei merită o speranță, dar ei nu o au. Vreau să spun că e doar un mic proiect, dar poate avea un mare impact în România și pentru generațiile viitoare din această țară. Dacă poate fi folosit ca și model și dacă putem face așa, eu cred că trebuie arătat tuturor și să creștem gradul
de conștientizare și nu numai în altă țară, ci mai mult în România. Dacă putem arăta autorităților cât de productiv și cât de pozitiv este proiectul și ce diferență face, atunci poate ei ar fi mai indulgenți cu ONG-urile ca Love Light Romania în ceea ce privește comunitățile cu familii sărace. Transformarea este incredibilă, atât în afară, cât și în interior. Când mă uit la pozele acelea, cum a fost pe din afară, era lăsată în paragină. Ei bine, a fost lăsată în paragină. Și toți cei care au lucrat la construcție și proiectul de renovare a făcut o mare diferență. Și viziunea pe care a avut-o Ron a făcut. Noi avem această casă și vrem să servească unui scop anume. Și Ron a avut această viziune și el a făcut să se întâmple asta. Se simte ca o mare realizare pentru Love Light Romania. După toate pregătirile din ultimele 18 luni, de când i-am întâlnit pentru prima dată pe copii din proiectul din Jacodu și în prezent să deschidem casa, simțim că toată munca pe care am depus-o în proiect până acum a meritat și că Love Light Romania a realizat ceva productiv pentru proiectul din Jacodu și pentru viețile copiilor.